Reprezentanții Alianței Liberalilor și Democraților au discutat în conferința de presă de astăzi și despre propunerea de reorganizare a poliției locale, care va fi dezbătută mâine în Consiliul Local. Liderii ALDE spun că situația creată prin acest proiect de hotărâre se datorează primarului municipiului și tot acesta trebuie să o rezolve. Dumnealui este cel care a încărcat cu încă 25% în plus organigrama și acum dorește să o modifice. Cred că trebuie să găsească singur soluții, nu vrem să fim noi partenerii într-un conflict pe care și l-a deschis singur cu poliția locală. Considerăm că a fost gândită greșit din start strategia aceasta să angajez niște oameni ca pe urmă să-i dau mai departe, mai târziu să-i dau afară și ca atare, cred că concluzia colegilor mei va fi aceea să aibă o poziție neutră față de acest punct de pe ordinea de zi. Dar, repet, este decizia dumnealor care ține strict de ceea ce se prezintă la mapă, discuțiile din sală și așa mai departe. Proiectul care prevede disponibilizarea a 29 de angajați ai poliției locale a mai fost pus pe ordinea de zi și la ședințe anterioare. El a fost retras în prima fază pentru că nu exista avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar la o altă ședință nu a putut fi discutat pentru că membrii Consiliului nu s-au prezentat.